Să mergem cu ele la mașină. Așezat. Acum să aducem și fetele. Wow, super! Teo se pregătește de o nouă vară. Mai avem ceva. În centuri și la drum. Mai avem aproape două ore. Gata, am ajuns. Am ajuns. Super. E noapte, afară, tare. E noapte. Gata, hai. Hai, cine intră primul? Tam, tam, ta-da. Măi, plecați de aici că-i frig. Și vacanța noastră continuă. Rămâneți aproape de noi să vedeți ce facem zilele următoare. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Și astăzi tati vrea să mergem undeva, dar nu știu încă unde. Tati, aici vântură varza. Momentan vântură în varza, ia. Și servim copilul, direct de la sursă. Cum e moarea? Bun, da. Acum vreau și... Ce vrei? Dar varza încă nu e făcută, ia veni să vă arăt. Tam, știu, tam. Dar eu vreau. Știi că nu e făcută? Ia vezi. Și mie. Mai vreau. Vreau de aia mult. E foarte bun. E filmat. Ce faci, Teo? Să aibă zeamă. Cu zeamă. Bună. Mara, nu poți, nu poți, nu poți, e grea. Și așa, am dureri de spate îngrozitoare, dar nu avem încotro. Trebuie cineva să facă și treaba asta. Că voi nu puteți. Mai să aducem pahare. Hai, aduceți pahare. Iar eu trebuie să continui ce am început. Gata, Teo, gata, e suficient. Vreau și eu. Gata, gata, gata. Băutură fix roz, roz. Pe camera nu se vede așa de roz. Ia să vedem. Îți place? E ok. Eu îi dau și cu varză. Fetelor, o să vă fie sete. Nu mai beți așa mult. Gata. E prea sărată. E bine că e sărată, dar să nu fie foarte sărată. Ia. E prea sărată. Wow. Trebuie să mai punem apă. Ia uite, varză cu... Mai, Teo nu mai bea. O să-ți fie foarte sete pe drum. De ce? Pentru că noi plecăm. Dar știu că plecăm, dar de ce să-i fie sete? Pentru că seama e sărată, Mara. Da, de asta. De asta, da. Fugi, Teo, și te schimbă. Da, dar n-am mai mâncat de mult. Gata? Bebeluș? Gata? Încă nu. Eu e gata, sunt sigur de asta. În șlap? N-are șosete, n-are hanorac pe ea. În schimb și-a luat jucării, coronițe și descris. Hai, bagajul e gata. Să mergem cu ele la mașină. Așezat. Acum să aducem și fetele. Fetelor! Liuța? Gata? Pregătită? Măruța? Ce faci? Era la mine, că facem termin mașina. Ce faceți pe... Că nu iau pe aia mare. Aha, așa faceți voi temele. Mami! Da. Haideți! Acum! Fetele, unde? Pregătite, Teo supărat. De ce e supărată, Teo? Că m-am lovit că era prea sus aia. Mă uitam altundeva. Culori? Și credeam că e mai jos. Și te-ai lovit? Pixar. Da, jos am o vânătă. Uff. Dă-i cu rece acolo, rece. Îmi pare rău. Gata, mami? Gata, tati. Ce facem, închidem? Închidem. Sperăm că am luat totul. Și eu sper, mami. Tati, documentele le ai? Da, închidem, mami. Închidem. Și să activezi alarma. Deci din telecomandă se activează? Da. Pac, gata. Pac. Yay. Acum vă dau și apă. Le dai apă. L-ai luat, Mara? Da, vă dau apă. Telefonul din mi-am dat. Îmi dai apa din... Da, vă dă mama acum apă. Mi-e sete, rău. Vă dă mama? Mami, ai apa în cur. Frate, apă cu bule? Da. Mami. De ce pleci așa ca primăvara? La tine da, vine iarna? A, da, mă duc să-mi aduc plăcă. Unde te duci? Teo, casa e deja securizată. Ce vrei? Ui, dar unde e? La mine, Andrei. L-ai văzut-o acolo? Știu. Bine, hai, repede, repede. Copii ăștia, nu mai plecăm azi. Măcar bine că avem făcută rezervarea. Ei, plec mai în siguranță. Am căutat cazare în mai multe locuri. Și ghiciți ce? E full! Pentru că e vacanță și toată lumea călătorește.
Și plus în weekend nu găseai deloc. Adică tot ce am găsit cazări, îmi spunea, da, avem, până vineri. Da, mami, așa. Hai, gata. Hai. Să avem drum bun. Și fetele ajută, poți să ne drag, nu? Am găsit cazări? Am găsit cazare. Un apartament cu două camere și living, cu două dormitoare și living. Și piscină, da. Dar problema este că trebuie să plătim. Adică, da, spre deosebire de alte hoteluri, adică, la acest hotel, piscina are cost separat, nu este inclus în preț. În schimb, este inclus micul dejun pentru toți cinci. Adică nu trebuie să mai facem canapea, o apat? Nu, nu au canapea, au doar două fotolii mici. Gata, hai te o centură. Așa. Acum în casca, casca de Formula 1. Ei. Doamne ajută. E foarte cald și e super. Fetelor, sunteți bine? Nu-mi ziceți că v-ați apucat de teme. Ce frumoase sunteți, tate. Super, spor la treabă. Toată lumea are centură. Primul popas la Roman. Fetele, am citit două pagini. Sunt la a doua, dar mai am puțin. Bravo, Mara 3, wow. Tati face ceva acolo. Merg pe partea stălaltă. Ei, tati, ce-i ăla? AdBlue. Pe lângă motorină mai punem și ceva. Ceva albastru. Da. Nu curge? Nu. Nu crezi că ar trebui să chembe? Trebuie să fie în sus. În sus de tot. Wow, super! Teo se pregătește de o nouă vară. Fetele, mănâncă. Păi, mami, este vară, este cald. E cald, da, e soare. Iar tati se chinuie. Curge tati vreun pic? Nu trage aer. Da, dar el se duce. Mie mi se pare că nu se duce, dar se duce. Da. E aproape gata. Super. Ei. Gata. Punem docul. Zone diferite. Nu închide. De ce să nu închide? Gata. Mai avem ceva. Oh. Iată ce mai avem. Ai grijă. Avem pini în curte. Și în mașină, se pare. Oh my God. Ia uite și acolo, tati. Ce căldură degajă motorul. Oh, ce mov e. Miroase a fructe de pădure, a ceva. A, cireșe. Gata, și ăsta. Duf. Tati? Totul pus la punct. Te cablezi acum. Super. Fetele? Ne punem centurile și adru. Faceți întâi curat. Mâncați. Super, wow. Poftă bună. Acum trecem prin gura humorului. E ora 5 și un sfert. E de vreme. Și mai avem, nu se vede din cauza lămpii, 2 ore 34. Ora humorului. Iar fetele în spate sunt obraznice. Eu am citit toată povestea de Scufița Roșie. Cealaltă o las pe mâine. Bravo. Frig, tati, frig. Ia uite, tati. Altul. Mai aveam cafea. Super. Și-am dat piciorul și am sărit-o pe aici. Gata, fetelor? Hai, la locurile voastre, mergem. Popas. Centuri, popas. Vedeți că Bri a dat niște ochelari pe jos. Aveți grijă să nu călcați pe ei. În centuri și la drum. Hai. Mai avem aproape două ori. Gata, am ajuns? Am ajuns! Super! E noapte, afară tare! E noapte! Haideți, fetelor! E 8 seara. 5 ore. Nu credeți că suntem? Ce l-ai zis? N-am zis. Cu popa sunt vreo 6 ore. Hai să ne cazăm. Hai. Și? Gata, ne-am cazat. Acum mergem să vedem camera. Haideți. La care a fost? Wow, ce cald e. La ce? Wow. La 4. Așa. Ia. Gata. E foarte cald. Și ne cazăm, dar e foarte cald. Haideți. Deci, e foarte cald. Este mai să găsim etajul 5. Uite, acolo. Hai. Va fi un apartament suficient de încăpături pentru noi toți. 5-0-1. E o singură cameră. Gata, hai. Hai, cine intră primul? Tam, tam, ta-da! Stai să o aprindem. Camera copiilor. O camera aici. Prima cameră. Fetelor, ele, hai să o prezentăm pe asta dacă tot ai intrat aici. Hai. Aprindem? E dita mai patru. Wow! Ce?
Nu-i camera voastră. Nu-i să cred avem televizor. Aveți televizor. Nu, adică părinților. Nu, e camera copiilor. Și intrăm din balcon. Un balcon. Un balcon comun. Se vede fain. Comun adică nu ca nu cu ceilalți. Tot cu noi, dar e camera cealaltă. Da. Hai să mai vedem. Și mie. Ați închide? Da. E fain. Da. Livingul nu e chiar living, e un fel de hol. Adică nu avem aici televizor și alte lucruri. În schimb avem și coniere. Da. Și nu avem și coniere în cameră. Halatele de baie. Wow, patru, super. Bine că n-am luat. Safe. Dar unde ne punem hainele? Și? Aici cred că mai punem haine. Da? Da, da. Camera noastră. Tata, ăsta e look față de ăla de 80 de ani. Cred că de aici, mă. Da. Nu cred. Aici. S-a asta e încă o cameră. Și avem și calorifer suplimentar, în caz că mi se face frig. După mine e foarte bine așa. Da. E ok. E ok, paturile sunt mari. Avem televizoare. Avem televizoare în camere. Avem și balcon. Da, același pe care l-ați văzut? Eu zic altceva. Lăsăm bagajele, nu le aducem, mergem să mâncăm. La masă! S-am zicat prea târziu, da, să putem comanda. Și după care mâncăm toți, stăm bagajele. Da. Asta e prima dată când stăm întinse, pentru că am stat 5 ore fără întins. În stăunere, da. Ce bine, mă doresc spate. Și știi ce mai place? Numărul de perne din fiecare cameră. Sănătos așa! Multe, 4 perne, deci avem și pentru bebe. Dar nu am arătat baia. Nu am arătat baia. Nu am văzut baia. Hai să vedem. Tam, tam, tam. Asta e baia. Și prosoape aici, super. Și cadă. Și uite, cadă? Mă. E mai ok cadă. De ce pe asta și dușmeci? Mama, de ce pe asta vorbesc despre baia mare? Tata, știi ce credeam eu? Că ce? Partea asta e sticlă și în asta nu. Chiar puteți merge mult la baia mare, adică... Da. Da. Haideți, mergem la masă! Hai! Iată-le la masă! Am comandat băuturile și urmează să vină și mâncarea. Ce-ai pățit, Briana? Imediat vine mâncarea. Ia, pâinică goală. Vreți pâinică? Da. Mi-a venit mâncărica. Mami, tu ce ai acolo? Eu am fripturică ca la bunica. Fripturică ca la bunica? Da. Wow, super. Tocăriță de porc. Mara? Da. Bine, Brie, 4 formaje și la ea. Și acolo ea lui Brie? Da. Poftă bună. Da. Mulțumim. Și vedem să luăm bagajele. Foarte fric. Am chete de luat aici. Ok. Deci ne-a fost și ghiozdanul. Dar tu de ce înțelege cuța, tati? Că nu e luată de sus. Hai. Iar eu de aici. Opa. Și al doilea rucsac. Mie dă-mi o valiză. Uite și pe mami. E fric, tati, și mare e dezbrăcată. Hai. Uite, ia un rucsac. Super. Să mi-l pun în spate. Oi, 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 oi. Mi-e dă-mi o valiză pe care s-o tărați. Wow. Uite asta. Ce valiză? Asta pe care s-o tărați. Asta vrei? Laptopul. Uite-le, uite-le, uite-le. Măi, plecați de aici că-i fric. Hai. Hai, fugiți înăuntru, repede, 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 repede. Lăsăm așa? Lăsăm așa, da. Wow. Fetele deja sunt sus. Da. Hai că ne-am desurcat într-un transport cu toate. Mai trebuie aduse câteva băuturi și crânțănele. Ha. Gata. Dati, hai. În cameră. Lasă-ne pe rând. Da, fetele hărnicuțe. Și-au făcut biroul și s-au apucat de scris. Briana colorează aici. Ia. Bravo, Bri! Super! Pregătite, fetele! Hai, Teo, că și tu trebuie să faci! Teo și-a aranjat acolo! Bravo, Teo! Așa te vreau, bate banul! Eu am aranjat! Iar Mara citește aici! Citesc! Eu am ajut pe Teo pe tablă! Și-am luat și tablă ca să fie ca la școală, da, Bri? Ia da? Să vedem! Ține corect. Acolo unde colorezi, da? Ține corect. Ține corect. Învață mami să țină corect leonul în mână. Așa mami, bravo. Bine, singura, așa, bravo. Super.
lume, nu ne-am plecat așa tare, da? Într-o atmosferă de școală, noi încheiem vlogul din această zi. Mulțumim că ne-ați vizionat până acum. Atmosferă de școală într-o zi de vacanță, tati! Și vacanța noastră continuă. Rămâneți aproape de noi să vedeți ce facem zilele următoare. Plecăm acasă. Nu plecăm acasă, facem brazi. Wow! Mara a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Iar vă urăm vizionare plăcută în continuare pentru vlogurile noastre. Iar până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Pa, pa!